Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video de unboxing. De data asta să facem un semi-unboxing, având în vedere că vedeți că nu mai este jocul în țiplă, dar ne uităm la jocul Narcos, localizat de cei de la Blackfire România, respectiv Asmodee România. Haideți să nu mai lungim și să vedem direct ce se află în cutie. Ups. Așa. Avem regulamentul în limba română, toate componentele jocului, planșa, explicații, planșă pentru El Patron, cărți obiectiv, vedem aici banii sau viața, tot felul de pregătirea lui El Patron, prima ascunzătoare, mod de joc, obiectivele, aveți aici diferitele caractere. Nu sunt încă foarte familiar cu serialul, n-am apucat să mă uit la el, dar probabil acum, având în vedere situația în care suntem foarte mult închiși în casă, să spunem așa, o să am posibilitatea să mă uit și la serial, DEA, cartelurile respectiv și rezumatul regulilor. O chestie totdeauna foarte faină care mi-e place la regulamente când apare astfel de rezumat la sfârșit. Deci avem aici regulamentul, avem aici planșa pe care se vor juca cărțile de la cartelul care încerc să-l prindă pe El Patron, din câte am văzut, mai m-am uitat și la niște videouri, n-am apucat încă să joc jocul, dar va urma, având în vedere că urmează și un video de prezentare, probabil săptămâna viitoare. Aici avem diferitele personaje care îl ajută, din câte știu, e o planșă, planșa de joc El Patron. Aici avem planșa de joc mare, este foarte, foarte mare, nu știu cum pot să o bag aici să o vedeți. Deci e foarte mare. Uitați așa. E din 3. Bine, acum vă arăt spatele. Așa este. Bun. Deci vedeți așa, e din 3 bucăți. E foarte, foarte mare. În principiu tot felul de locații. Și aici jos vedem probabil un tracker și ceva cărți. Așa, închidem frumos planșa. Așa, aici așa probabil El Patron unde trebuie să ajungă. Știu așa aproximativ că m-am uitat la niște video oricum se joacă, dar o să vă zic bineînțeles în detaliu când ne uităm despre ce este vorba în joc. Avem aici un carnețel, probabil aici da, se trecuie unde se poate afla El Patron. Să vedem ce avem aici. Aici avem niște în astea de... A, astea se potrivesc cu astea, cred că. Aici diferitele culori o să fie puși pe diferitele personaje care îl ajută pe El Patron. Și aici sunt numele acelor, scap acum cum se cheamă, acele personaje. Asta o să vină, o să vă arăt imediat când ne uităm la piese. Aici avem diferitele de la cartelurile care încearcă să-l prindă, poliția din Columbia, DEA, vedeți aici diferite cărți micuțe de acțiune. Ia zi ce mai avem aici. Aici avem cărți banii sau viața cu diferite, dezactivează, vânătorul țintă, 3 jetoane laborator, deci astea sunt probabil niște decizii care trebuie să le faci pe parcursul jocului și avem foarte multe cărți acțiune. Probabil mișcările, că sunt doar cifre pe față, deci probabil acțiunile care poți să le faci sau pașii care poți să-i miști. Ok, acum ce mai avem? Avem aici, avem niște... Să aruncăm o privire, hai ne uităm aici ca să le scot mai ușor. Aici niște jetoane cu El Patron și cu ceva petreceri. 4 jetoane de... 3 jetoane, pardon, de petrecere. Le-am pus acum puțin altcumva ca să stea mai tare. Aici vedem diferiți bani de 3, de 5 și sunt și mai puțin de 1, vedeți aici. De 1, de 1, de 3 și de 5. Avem aici niște jetoane rotunde care reprezintă probabil cine domină orașul respectiv, ori forțele bune, ori forțele rele, uite că arată ca și cum ar fi în carantină. Aici avem aceste jetoane care reprezintă acele ferme unde se cresc
diferite lucruri mai legale sau ilegale, să spunem așa. Aici toate acestea sunt ferme, arată la fel. Și aici avem ceva jetoane rotunde. Aici ăștia sunt tot bani. Și aici avem niște jetoane cu numere și cu diferite acțiuni pe ele, cu bani și așa mai departe, care se folosesc, o să vedem exact cum se folosesc pe parcursul jocului. Peste ce am sărit, mai avem aici niște cărți, Cartelul Cali, Poliția din Columbia, Los Pepes, Dea și iarăși vedem aici diferite personaje, care probabil cei care sunteți familiari cu serialul știți despre ele. Și aici astea, care au diferite acțiuni. Și după mai avem aici un teanc de obiective, care probabil sunt obiectivele care poți să le îndeplinești pe parcursul jocului. Întâlnirea baronilor de droguri, bla bla bla, tot felul de bombă în mașină. Azi diferite obiective, probabil a lui El Padron. Și aici sunt cărțile asasin, probabil diferitele personaje care le trimite el ca să îl apere. Deci avem cărțile astea. Așa, și mai avem aici astea care se folosesc pentru ferme sau ce se produce în acele ferme. Și respectiv aici avem niște căsuțe roșii care arăși reprezintă ceva, cum spuneam, încă nu știu toate detaliile, dar o să vi le explic în momentul când o să ne prezentăm jocul, când după ce ne jucăm. Și aici vedem foarte multe miniaturi. Cele colorate sunt faine miniaturile, cele colorate sunt pentru diferitele carteluri și cele gri sunt ajutoarele lui El Patron. Să vedem să ne mai uităm la câteva. Ne focusează? Nu vreau. Ah, ok. Am venit prea aproape. Să ne uităm la asta cu mitraliera. Deci avem aici diferitele personaje. Așa. Și asta am vrut să vă arăt pentru astea care ați zis. Aceste caractere au niște base-uri care atunci, practic, pac, le bagi așa și se potrivesc cu ce este aici. Să vedem exact despre ce este vorba când vedem și explicăm cum se joacă jocul. Ok, astea sunt lucrurile care se află în jocul Narcos, localizat de cei de la Blackfire, respectiv Asmodee România. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai jos avem și linkul către pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți și cu o donație. Mulțumesc cu această ocazie Adi B și Myth, care sunt Board Game 3. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, respectiv mă ajutați cu like-uri, subscribe-uri. Și faptul că urmăriți contentul mă ține motivat să continue. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!